Și mi-a spus, știi, am schimbat geam. Da, s-a întâmplat acum vreo 3 ani. Poți să vii acasă să vezi România, eu fiind deja aici. Și cred că prin proiecte de genul ăsta, fie că ajungem într-un sat unde e doar un copil în sală, cum eram eu acolo, sau doi, sau trei, e foarte important să ajungem unde n-ajunge nici frigul uneori.